Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi. Astăzi eu și colegul meu Ionuț Florea, la Poveste de Campion, stăm de vorbă cu Luca Stohătan despre cariera lui de jucător de basket. Abia așteptăm să auzim toate poveștile interesante din cariera lui de până acum. Bine ai venit, Lucas, bine ai venit, Ionuț. Ce faci? Cum ești? Vă mulțumesc pentru invitație. Sunt bine și mă bucur mult că sunt aici. Și noi ne bucurăm, Ionuț. Astăzi sper că ești pregătit de multe povești. Cu siguranță, Alice, și dacă știm foarte bine că fotbalul poate să fie prima noastră dragoste, cu siguranță basketul vine imediat după ea, dacă nu la egalitate exact acolo lângă. În ceea ce mă privește pe mine, din punctul meu de vedere, basketul e un pic mai spectaculos, după părerea mea, și mi se pare foarte interesant, dar sunt curioasă de Lucas, cum s-a apucat de sport? A fost prima ta alegere basketul? Cum te-ai apucat, Lucas? Când am fost mic, cred că înainte de basket am făcut judo și înot. Foarte, foarte puțin fotbal, pentru că nu am fost prea talentat, că tot a venit vorba de fotbal. Și după aia, prin clasa a doua, i-am spus mamei mele foarte de nicăieri că vreau să joc basket. S-a uitat foarte ciudat la mine, a spus că da, bine, o să vedem dacă găsim ceva. Și după tot a trecut ceva timp și tot am continuat cu ideea că vreau să joc basket. Și până la urmă, prin clasa a treia, au găsit un club de basket în Baia Mare, se numea pe atunci Beci Olimpic, actualul Wildcats Baia Mare. Și m-au dus de încercare să văd dacă îmi place, dacă totul este ok. M-au dus la președintele clubului, îl chema George Opriș. Trebuie să-i mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-a oferit-o. Și se pare că am fost foarte talentat, iar după două săptămâni am mers la trupa de avansați. Iar de acolo totul a venit de la sine. M-am dus la antrenorul Man Sebastian, care teoretic el m-a crescut tot junioratul. Cam el a fost principalul antrenor al meu. Dar cum ai luat decizia inițial de a merge către judo? Pentru că e un sport poate mai puțin popular. Îmi plăceau foarte mult filmele de acțiune când eram mic. Înseamnă Bruce Lee, Steven Seagal și toți actorii mari de acțiune. Și voiam să mă bat și eu, ca toți copiii mici. Dar am făcut doar câteva ore, cred că am făcut 3-4 luni de zile și după aia am schimbat. Ai văzut că nu e chiar ca în filme, exact, este? Exact. Și am zis că nu este pentru mine. Până ajung eu la acțiune și până ajung să mă bat, mai durează un pic, așa că lasă, poate mă apuc de altceva. E, și totuși de la tartan la piscină, Lucas, iarăși o trecere bruscă, ai dat jos kimonou, mă încălzesc prea rău, vreau să fac și ceva sărituri. Nu, deci a fost pur și simplu, cred că, să zicem, de la univers. Poate am văzut niște documentare pe National, pe televiziune cu tatăl meu și cred că mi-au rămas imaginile în cap. Că nu am niciun sportiv în familie, mai ales de înaltă performanță și nicio treabă cu basketul n-a avut nimeni din familia mea, sunt primul. Dar aveai ceva prieteni care îți spuseseră despre basket? Că nu. Erau atâtea sporturi cu mingea, ok, noi suntem îndrăgostiți de minge când suntem mici și părinții ne dau una mai mică, una mai mare, ai văzut cum se întâmplă, depinde da, și de deci nivelul nu, de vârstă. Nimeni nu m-a influențat, a fost pur și simplu decizia mea să mă apuc de basket și mi-a plăcut din prima. A fost dragoste la prima vedere. Ai început și foarte devreme basketul. Știu că, în general, copiii se orientează către unul dintre aceste sporturi abia cam după clasa a 5-a, când încep să le practice și la școală. Până în clasele 1-4 nu cred că se practică vreunul din aceste sporturi, la ore mă refer. Păi, oricum am fost un copil foarte activ de mic. Într-una alergam și prin casă, refuzam să port șlapi în casă tocmai ca să pot să alerg. Să ai aderență exact, mai bună pe podea. Exact. Și tot timpul am fost un copil care se vedea că va merge pe partea sportivă mai mult. Deci, practic, aveai 10 ani, Lucas, în da. Momentul în care te-ai dus și ai zis de acum înainte, mingea aceasta maro va fi a mea, eu voi deveni și o să discutăm peste timp că ceea ce cu siguranță gândeai atunci s-a și adeverit. Dar cum împăcai și școala? Pentru că știm foarte bine, părinții, înaintea pasiunii noastre pentru sport, pun accent pentru învățătură. Spun că, ok, dacă nu reușești cu sportul, trebuie să ai o meserie, trebuie să ai o educație. Adică era foarte greu să-i driblăm din punctul ăsta de vedere.
Cu siguranță ai mei m-au susținut în tot ce am făcut până acum. De la școală, la basket, la viață socială, tot timpul au fost acolo pentru mine și m-au ajutat. Până în clasa noua, pot să spun că școala a fost pe primul loc, pentru că nu era nimic sigur încă. Da, într-adevăr aveam o pasiune foarte mare, eram talentat și așa mai departe, dar nu m-au lăsat, ai mei nu m-au lăsat niciodată să pun școala deoparte. Abia în clasa a noua, a venit, după ce am intrat la liceu, a venit tatăl meu și m-a întrebat că ok, pe care drum mergem acum, ce alegem, ce vrei să faci mai departe. Și am zis fără ezitare, am zis clar, mergem pe basket. Și abia atunci am început să pun școala pe locul 2. Dar până atunci școala tot timpul a fost o prioritate. Dar cum era pentru tine ca și copil să-ți împași timpul liber? Pentru că automat cred că voiai să faci și altceva, dar îți ocupa foarte mult timp basketul, antrenamentele îți luau din timpul liber pe care l-aveai? Cu siguranță. De exemplu, din clasa 5 încolo nu cred că am mai fost la nicio excursie cu școala organizată. Pentru că nu aveam timp, aveam antrenamente, veneam de la școală, dormeam un pic, după aia mă duceam la antrenament și de obicei seara îmi făceam temele. Deja de prin clasa a 8-a, cred, a 7-a, 8-a, am avut antrenamente și dimineața înainte să mă duc la școală. Ori sală de forță. Și te trezeai? Da. Făceam ori sală de forță, ori individualizare, după aia mă duceam la școală. Terminam, veneam, mă culcam, antrenament și seara teme sau dacă mai puteam, mai ieșeam puțin pe afară. Ce liniștiți cred că erau părinții tăi când știau exact unde ești în fiecare zi la orice oră. Au și spus că se bucurau că făceam sport, că știau unde sunt, că am activitate și că nu pierd vremea prin oraș aiurea. Bun, și ce impact a avut acest aspect asupra relațiilor cu prietenii tăi, cu apropiații tăi? Ați mai putut să ieșiți, ați mai putut să comunicați sau tot focusul tău era strict pe ceea ce urma să devii până la urmă peste timp? Păi, ideea e că grupul meu involuntar s-a format în jurul basketului și prietenii mei cei mai apropiați cu care țin și acum legătura, am fost cu ei în aceeași echipă la Beci Olimpic, la junior. Și cum aveam același program, reușeam să mai punem de o cafea, să mai ieșim undeva sau... Între două coșuri de trei puncte. Exact. Cumva ne înțelegeam și prin basket am creat niște conexiuni foarte puternice și mă bucur enorm de mult că pot să am aceleași persoane cu care am crescut să le am și acum lângă mine. Ai avut vreo secundă o îndoială? Știm că la vârste foarte fragede ne tot gândim, ne tot schimbăm opțiunile. Parcă aș vrea să dau la medicină, parcă aș vrea să dau la drept. Dau un exemplu fictiv. Ai avut vreun moment în care te-ai gândit, poate ar trebui să schimb? Tot timpul m-am gândit și la un plan B, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla, să pot apărea o grămadă de accidentări. Dar focusul meu principal tot timpul a fost pe basket. Cred că am avut de două ori când am avut niște momente grele în carieră și era să zic gata, mă opresc, e prea mult. Dar cu ajutorul persoanelor apropiate din viața mea și a părinților am reușit să trec peste aceste momente mai puțin favorabile. Și a venit și momentul, Lucas, în care tu, Băimărean, a trebuit să pleci din oraș și să pleci la Timișoara, nu? Da, acolo a fost așa, în decurs de două săptămâni a trebuit să schimb școala, schimb orașul, antrenorul, echipa, tot a fost. Ce vârstă aveai la momentul acela, Lucas? Mai aveam, cred că, două sau trei săptămâni până să fac 18 ani. Și încă erai junior? Da. Dar cum a primit familia ta mesajul? Pentru că poate pentru noi când suntem implicați există acel entuziasm, acea nebunie tinerească, dar există un filtru care este familia și în momentul în care ajunge informația la familie, practic apar și îndoielile. Cum să pleci tu? Încă ești tânăr, n-ai făcut nici măcar 18 ani. Cum te descurci, măi, mamă, tu în alt oraș? Bă, noi cui ne lași aici? Cum au primit membrii familiei tale? A fost puțin un șoc pentru ei. Norocul meu este că am și un frate mai mare. Și este cu 9 ani mai mare decât mine și a plecat la un moment dat de acasă, cumva... Au mai trecut toată prin asta. Da, au fost un pic pregătiți, doar că de data asta eu eram și mai mic. Aveam abia 17 ani, aveam un contract pe masă,
am plecat din orașul meu natal și a fost destul de ciudat pentru ei. Dar trebuia să o sun pe mama, cred că cel puțin o dată pe zi. Sau... Cum e firesc de altfel, da. Și cum ar trebui să facem toți la toate vârstele, că da, și este exact, un aspect important. Exact. Pot să spun că mă bucur foarte mult de relația pe care o am cu părinții mei și cu siguranță m-au ajutat în momentele grele și de la Timișoara, pentru că să fii singură acolo, profesorii de acolo nu înțelegeau atât de bine ce înseamnă să faci performanță și au fost situații puțin dificile prin care a trebuit să jonglez între basket și școală și așa mai departe. Nu beneficiai de aceeași înțelegere de care beneficiai la Baia Mare? Prima dată când m-am dus la Timișoara, am mers la un liceu de top, pentru că, cum am spus mai înainte, voiam să fac și școală. Aveam note foarte bune, doar că numărul de absențe era prea mare pentru liceul. Pentru că te acceptau ei. Exact, exact. Și atunci a trebuit să mă transfer la liceul sportiv, unde a fost înțelegerea mult mai mare, s-a făcut școală chiar ok și puteam să mă concentrez mult mai tare pe basket, în special în clasa 12-a, când aveam și bacul, am reușit să le împac pe toate perfect. Felicitări, mai rar așa ceva, pentru că știm foarte bine, când avem o pasiune, tindem să ne ducem 100% către ea și mai lăsăm alte lucruri un pic pe planul al doilea. Dar cum a fost perioada în care tu, junior fiind, ai avut și convocări la echipa națională? Da, cred că prima convocare la echipa națională de seniori a fost la tot în perioada aia, 17 ani, și eram clar cel mai mic de acolo. A fost un challenge adevărat, să spun. Cumva a fost perioada care m-a pregătit pentru echipa națională de seniori și să am un rol important acolo. Până atunci eram cumva, să zic, în probe. Da, este tânăr, îi dăm șansa să se antreneze, să se obișnuiască cu tot grupul și așa mai departe. Dar a fost o perioadă foarte prosperă pentru mine. Da, aș reveni puțin la momentul plecării tale de acasă către Timișoara. Acolo era primul tău contract de profesionist, da? La Timișoara? Sau era încă o perioadă până să devină contract de profesionist? Am mai avut un contract la Baia Mare, dar pot spune că cel de la Timișoara a fost cel serios, primul contract serios. Și lăsând puțin la o parte basketul, tu pleca de acasă, alintat în familie, pentru că spusese că fratele tău plecase. Ți-ai luat bagajul și te-ai trezit într-o cameră de cămin la Timișoara sau aveați asigurat cazarea de la clubul cu care tocmai semnați? Aveam asigurat cazarea, aveam un apartament. Prima jumătate de an am stat cu un coleg și după aia am rămas singur, am stat singur în apartament. Momentul puțin mai ciudat a fost primele 3 zile. Au venit ai mei cu mine, m-au ajutat să despachetez tot, să pun apartamentul la punct. Dar după aia au plecat și în momentul în care au plecat am fost bun. S-a făcut liniște în casă, nu? Ce facem acum? Dar m-am obișnuit foarte bine și mi-a plăcut foarte mult să stau singur și chiar a fost așa o pace. Cum vă descurcați voi, băieți? Cu mâncarea? Cu ce mai aveți de făcut, treburi prin casă? Cum era? Mai ales la 17 ani. Mâncarea o aveam asigurată de club. Mâncam la un restaurant toată echipa, iar dimineața omletă, ochiuri, nu era atât de greu să mi le fac și singur. Ah, ok. Nu făceați talente prin bucătărie. Nu. Și vestiarul, cum te-a primit, Lucas, în momentul în care ai ajuns tu între junior și senior, atunci practic făceai 18 ani, ai ajuns într-un vestiar al Timișoarei greu? Cum ți s-a părut? Surprinzător, băieții m-au primit foarte bine. Nu am fost niciun copil care să aibă figuri sau să le comenteze. Tot timpul am încercat să învăț de la ei și îi tratam cu respect, pentru că era singura șansă și variantă pe care o aveam să mă integrez și să, bineînțeles, să devin tot mai bun. Și m-au primit extraordinar, de la străini până la români. Efectiv nu am ce să comentez. Dacă tot vorbim despre un contract serios și pentru că Ionuț mi-ai luat-o înainte cu întrebarea asta de fiecare dată și abia așteptam să o pun și invitatului de astăzi, ce-ai făcut, Lucas, cu primii bani pe care i-ai câștigat serios așa din basket? Ce ți-ai cumpărat? Sper că n-ai zugrăvit apartamentul la Timișoara. Sau ai înlocuit mașina de spălat, că ai zis asta un pic... Exact. Nu. Nu bate, nu troncăne. Din primii bani pe care i-am primit, am strâns 2 luni și mi-am luat un laptop pentru că aveam nevoie și la liceu și eram și pasionat de jocuri pe calculator
Și atunci asta a fost prima investiție. După aia mai strâns puțin și cu ajutor din partea alor mei și din partea agentului meu, mi-am luat prima mașină. A, ce băiat strângător! Da. Bravo, deci, foarte responsabil! Astea au fost primele lucruri pe care le-am luat. Foarte responsabil. Ajungeau banii din primul tău contract la Timișoara să duci și o viață liniștită, să mai faci și o vizită acasă, să mai ieși cu colegii? Da. Adică era un contract care, cu care puteai să supraviețuiești și să-ți faci și micile tale plăceri? Da, da. De, nu am avut probleme, nu trăiam de pe o lună pe alta. Nu mai sunai la subvenții de acasă? Nu, nu, nu. Mama, luna asta am nevoie de o subvenție returnabilă sau nerambursabilă, știi? Nu, că am știut destul de bine să managerez banii și să știu să nu mă arunc în cap. Îmi făceam și plăcerile, mai ieșeam și la un suc, cafeaua era cafea. Chiar pot să spun că m-am descurcat spre excelent. Pe cu așa băiat cu are minte. Are educație financiară, Alice. Ce lipsește multora, din păcate. Și cu pregădere sportivilor, știm foarte bine că au nevoie de un boost așa, de sfaturi pe tema asta. Dar erai, ok, te descurcai foarte bine din punctul acesta de vedere, dar cum ai simțit presiunea? Era ușor diferită? Începeai să simți că lucrurile devin din ce în ce mai serioase? În momentul în care am plecat de acasă, știam că cu siguranță viața mea se va schimba. Părinții mei nu o să mai fie chiar acolo lângă mine să mă susțină, dar am avut un an care m-a maturizat foarte mult. Dintr-o dată a trebuit să fac cât mai multe lucruri pe cont propriu și cu siguranță mi-a prins foarte bine treaba asta. Nu, dacă aș putea să mă întorc în trecut, nu aș schimba aproape nimic la parcursul meu de zi cu zi până în acest moment. Cum era nivelul din punct de vedere al basketului la Timișoara? Tu, un tânăr obișnuit, poate la un alt ritm, la o altă intensitate, alte contacte. În momentul în care ai ajuns acolo, o echipă serioasă, o echipă cu jucători mixt, vorbim de străini, vorbim de români. Cum ai simțit nivelul pentru tine? Te-ai simțit vreun pic depășit sau ai simțit nevoia să lucrezi ceva suplimentar să ajungi la nivelul lor? Sau pur și simplu talentul tău te-a ajutat să te integrezi și să-ți faci jocul tău obișnuit? Ideea mea este că noi putem să evoluăm în fiecare zi. În fiecare zi putem să devenim mai buni și mai buni și tot timpul avem ceva de perfecționat. Aceeași idee o aveam și atunci. Cea mai mare diferență pe care am simțit-o a fost cea fizică, bineînțeles. Aveam 17 ani, jucam cu jucători care erau, cred că aveau 30-33 de ani și fizic se simțea chiar destul de dureros câteodată. Aveam un pivot de 2-21 în echipă. Vă dați seama, dacă intră odată în mine, mă făcea țăndăr. Exact, dar doar așa am putut crește. Norocul meu a fost că tot timpul am avut viteza. Și viteza a fost principala mea armă. Tot timpul m-am bazat pe această calitate. Și care ai putea să spui că e cea mai dragă amintire a ta din perioada de la Timișoara? Stați să mă gândesc. Dacă ai mai multe, poți să le spui pe toate, să știi. A fost un meci din Cupa României în care am jucat 3 reprize de prelungiri și am reușit să câștigăm și ne-am calificat mai departe. Cred că aia a fost cel mai interesant meci pe care l-am avut. Cel mai lung, de altfel. A fost ca un examen pentru tine acel meci? Ți-a dat un boost de încredere? Da, pentru că am ajuns să joc. Antrenorul de atunci, Tudor Costescu, a avut și încredere și m-a jucat pe tot parcursul jocului. Au fost jucători care au ieșit și cu 5 faulturi și atunci mai mult a trebuit să se bazeze pe mine și iar văzându-mă pe mine că pot să fac față la acest nivel, a fost un boost de încredere destul de mare. Și vreau să te întreb dacă părinții tăi au venit să te vadă la vreun meci al tău la Timișoara. Da, 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 cred că dacă ar putea, cred că ar veni la fiecare meci al meu. Și de acasă se uită. Nu cred că au ratat vreun meci până acum. Dar se schimbă cu ceva pentru tine faptul că știi că domnilor lor sunt alături de tine în tribune? E o presiune, e o emoție suplimentară? E o comunicare? Te mai uiți vreodată? Îi cauți din priviri într-un moment greu? Te încarci cumva? Cum simți prezența familiei? Câteodată, mai ales la început, când eram și mai tânăr decât sunt acum,
mai aveam emoții când îi mai vedeam în tribună, dar după aia s-a transformat totul în ceva pozitiv. Și eventual, în timpul meciului, nu prea mă uit stânga-dreapta, sunt conectat acolo, dar când mă duceam la vestiar, de exemplu, la pauza mare, tot timpul le mai dădeam o geană, să spun. Ei că uitai cu privirea. Exact, exact. Dar cei din echipă despre care spuneai că veneau, erau și mulți străini, ai ascultat din poveștile lor de unde veneau? Ai luat vreun sfat de la unul dintre ei? Da, de fapt mai multe sfaturi le-am luat de la jucătorul Popa Calotă, care foarte multă lume mi-a spus că seamăn cu el. Ne asemănam ca și stil de joc și mi-a dat foarte multe sfaturi și mi-a arătat micile trucuri de care și acum mai folosesc în timpul meciului de basket. Bun, și-a urmat trecerea și la un nivel și mai mare, a urmat Sibiul. Da, care... Începeai să o iei, te duceai spre Transilvania, da? Terminase-i cu Banatul, ai început să cobori ușor exact. Pe hartă. Da, cred că au fost printre cei mai frumoși 4 ani din viața mea. Pot să spun că Sibiul este ca și a doua casa mea. Cum ai primit vestea acestui transfer? Ai menționat mai devreme că tu aveai totuși un agent, aveai pe cineva care se ocupa de cariera ta din punctul acesta de vedere? Da. Este același agent pe care l-am și acum. Îl cheamă Robert Reisenbuechler. Și Sibiu mi-a făcut ofertă și când am plecat la Timișoara. Doar că... Deci tot prin ei... ți-au făcut o ofertă ca să vii la ei inițial până să alegi Timișoara? Da, în momentul în care eu am avut de făcut alegerea de a pleca de la Baia Mare, aveam aceste două opțiuni. Aveam Sibiul pe de-o parte și Timișoara. Dar în acel moment am simțit că este mai benefic pentru mine să mă duc la Timișoara. După ce am terminat contractul cu Timișoara, Sibiul a revenit din nou, iar am zis că bun, este momentul să mă duc în partea de Transilvania. Te simțeai pregătit? Da, da. Și au urmat și derbiurile cu sala plină împotriva lui UBT Cluj, marele rival, nu? Da, cum era pentru tine, un jucător atât de tânăr, să joci cu astfel de presiune? Pentru că, hai să spunem, Baia Mare era de încălzire. Ne-am mai încălzit un pic la Timișoara, dar în momentul în care vii și joci derbiul Transilvaniei, unde există atâtea orgolii și atâta presiune, greșeala nu și avea locul. Totul trebuia să fie ca la carte. Norocul meu a fost că la Sibiu, când ajungi, ești primit ca într-o familie. Este un sentiment puțin aparte. Sunt puține echipe care îți oferă treaba asta, în special în România. Și chiar dacă era sala plină, prima săptămână am fost în Sibiu, mă duceam spre antrenament, mă plimbam și un om total out of nowhere a venit la mine și face: tu ești Lucas Tootan, bine, bine ai venit. Și am, da, eu sunt, cu ce te pot ajuta? Nu eram obișnuit cu așa ceva. Devenise faimos. Exact, tot Sibiul se învârte în jurul echipei de basket și a fost un sentiment atât de plăcut, vă dați seama, să fie recunoscut pe stradă la 19 ani. Cred că a fost un sentiment aparte și cred că poate te-a și motivat suplimentar, pentru că, așa cum a spus și colegul meu Ionuț, presiunea chiar era alta, erau obișnuiți cu obiective foarte înalte cei de la Sibiu. Da, era un stil foarte diferit de joc, mult mai alert, mult mai pe contraatac, să spun. Și cred că mi-a prit treaba asta, fiind un jucător foarte rapid. Antrenorul mi-a oferit foarte multă încredere, m-a împins de la spate foarte mult și mi-a dat libertate de joc, ceea ce nu sunt mulți antrenori care fac treaba asta. Te-a lăsat, cum s-ar spune, să creezi. Exact, exact. Mi-a dat libertatea și să fac greșeli, că am greșit. Și mult, mai ales în primul an. Erai coordonator de joc acolo? Da, 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 da. Și fiind coordonator de joc la 19 ani, trebuia să-i pun în teren pe cei de 30. Adică... Îi pui în valoare. Exact, era un pic sensibilă problema. Cea presiune era pe numărul unui tânăr de 19-21 de ani să îi scoată în evidență pe cei mai cu experiență, prin pase, prin... Exact, dar aveam și ajutor. Nu am fost niciodată singur.
Ai simțit la un moment dat că această schimbare poate a venit prea brusc sau că nu te-ai adaptat așa cum ți-ai dorit sau din toate punctele de vedere ți-ai găsit locul la Sibiu de prima dată? Nu, a fost... Fiecare etapă din viața mea mi se pare că s-a făcut pas cu pas și a fost o trecere, ok, puțin, câteodată puțin mai dură, câteodată puțin mai lină, dar a fost foarte... bine calculată, pot spune, și la Sibiu a fost din prima un click cu orașul, cu oamenii, cu clubul, cu jucătorii din echipă. Chiar pot să spun că am avut un an și după aceea o perioadă extraordinară acolo. Uite, derbiurile din fotbal, Steaua Dinamo, Steaua Rapid, pentru fotbaliști se trăiesc intens și mulți ne mărturiseau că o săptămână înainte intrau în febra acestor partide. Derbiul Transilvaniei pentru voi însemna o modalitate diferită de a-l trata? Făceați ceva special? Vă axați pe un anumit tip de antrenament? Sau pur și simplu era o partidă ca oricare alta și obiectivul final era același, să câștigați toate punctele? Păi să spunem că jucam sâmbătă cu Clujul. Cu o săptămână înainte aveam meci, aveam o zi liberă, iar de luni la antrenament toată energia în sală se schimba. Adică antrenorul era mult mai serios, jucători, nu mai prea erau așa multe glume cum erau de obicei în timpul antrenamentului sau în pauzele de apă. Totul devenea mult, mult mai serios, mult mai concentrat pe meciul ce urmează. Creștea tensiunea foarte tare atât în vestiar cât și în afara lui. Erați mai, Puțin, emotiv cumva, știați că toate ca toate până la meciul cu cei de la Cluj. Dar era influența Lucas și de ce făcuseți cu o săptămână înainte sau nu conta dacă bătea sau câștigați? Era aceeași atmosferă că venea derbiul? Exact, deci se schimba totul când era derbiul cu Cluj. Dar nu doar în echipă, era și în exterior se simțea. Se simțea că urmează să jucăm cu Clujul, trebuie să jucăm bine neapărat. Deci asta era. Cum erau suporterii la Sibiu? Pentru că spuneai mai devreme că sunt comunitatea e cumva concentrată în jurul echipei era, de basket. Și este wow. Să vezi o sală plină care cântă de la început până la final și după ce se termină meciul să te țină în mijlocul terenului ca să îți cânte și să te felicite. Fie că ai pierdut, fie că ai avut un meci mai prost sau chiar unul foarte bun, pot să spun că este ceva special. Mai rar așa ceva. Da. Foarte rar. Da. Și sunt trup și suflet oamenii respectiv pentru basket. Uite, ce frumos! Da, și uite că tot vorbim de acest mare derby al Transilvaniei. Este un meci destul de recent pentru tine, în care la 80-78 cu 40 de secunde înainte ai reușit tu 3 puncte cu care ai reușit să securizezi victoria și sala a explodat, bineînțeles, atunci. Îți mai aduce aminte momentul? Ai fost declarat jucătorul meciului atunci cu foarte multe aruncări câștigătoare, foarte multe recuperări. Vreau să te întreb dacă ăla a fost cel mai bun meci al tău la Sibiu. Cred că de sezonul trecut acela a fost cel mai bun meci al meu. De fapt, acela și cel contra lui Voluntari. Asta cele mai bune meciuri ale mele sezonul precedent. Dar uite, mai am o curiozitate, Lucas, iartă-mă. Nu tremură mâna când te uiți, vezi că mai sunt 30 de secunde, tu ai mingea mână și știi că de aruncarea aceea poate să depindă scorul echipei. Dar nu te prea gândești, ești așa de în vână și atât de concentrat asupra meciului. Nu te uiți la cronometru în momentele alea? Ba da, dar nu realizezi presiunea neapărat pe care o ai pe tine. Când stai pe bancă, mai ales când jucam la Sibiu, efectiv tremura sala la cât strigau fanii, dar în momentul în care erai în joc, nu prea auzi. Sunt puține momente în care te deconectezi și îți dai seama ce se întâmplă cu adevărat în jurul tău. E benefic într-un fel, pentru că dacă ai fi simțit și că se scurg secundele și toată lumea care era cu ochii pe tine, cred că abia atunci riscai o greșeală. Da, da, așa, dacă atunci ești în filmul tău, nu e nicio problemă. Și uite că așa a venit dacă succesul. Dacă eram noi, Alice, lăsam mingea jos și fugeam. Eu eram de mult acasă, nu e problemă. Adică 40 de secunde, trebuia să intre mingea aia, plus că a lovit de două ori inelul, adică nu a fost o aruncare simplă și cu siguranță emoțiile în sală au fost extrem de mari. După multă muncă mai trebuie și puțin noroc. Are discuții. Altfel nu se poate. Tu ai și experiență la echipa națională și povestește-ne un pic cum a fost pentru tine momentul în care ai avut un rol din ce în ce mai important la echipa națională. Cum am mai spus, este o onoare să joci la echipa națională. Pentru orice sportiv, cumva
este ca un feedback a muncii tale în momentul în care ai ajuns să fii foarte bun, să te respecte cât mai multă lume, cumva acolo ajunge. Și având în vedere că acum sunt printre principalii jucători la lotul național, pot să spun că este o mare plăcere și o adevărată onoare, să spun, să fiu acolo. Care este țara de care ne este cel mai teamă? Spania ar fi una dintre ele, da, nu-i așa? Cred că Spania. Cred că Spania este cea mai puternică la nivel european în momentul de față. Dar trăiești altfel meciurile la echipa națională față de echipa de club, Lucas? Ești mai tensionat? Îți ai un alt ritual înaintea meciurilor? Sau este aceeași meserie, o tratezi pur și simplu la fel? Chiar dacă știi că, spre deosebire de echipa de club, se uită milioane de microbiști la meciurile tale. Nu. Ritualul meu înainte de fiecare meci este același, nu se schimbă. Fiecare meci îl tratez cu maximă seriozitate, indiferent că jucăm cu o echipă mai bună sau cu o echipă mai puțin bună. Cred că acesta este singura modalitate prin care tu poți să evoluezi ca și jucător și ca și persoană. E că am auzit un cuvânt interesant. Ritual. Ia povestește-mi un pic. Care este acest ritual? Și bineînțeles să-mi zici dacă ai și superstiții. Nu pot să le numesc superstiții, dar sunt anumite chestii pe care le fac înainte de meciuri. De exemplu, dimineața avem antrenamentul de aruncări. După mă duc să mănânc, bineînțeles că trebuie să am somnul meu de amiază, nu merge fără somn la amiază. Și dacă sunt 40 de minute și dacă este o oră jumate, trebuie să fie, trebuie să existe. După mă trezesc, mă duc la baie, mă spăl, îmi fac un duș, încep să intru, îmi pun muzică, iar muzica este o parte foarte importantă din viața mea. Și presupun că trebuie să fie muzică motivațională, cumva, da, să fie ceva antrenant. Să mă facă să mă simt cât mai bine. Ai un playlist special făcut pe telefon pentru asta? Nu, este pur și simplu de mood-ul pe care l-am după ce mă trezesc. Mă pregătesc, îmi fac geanta și mă duc să beau cafea. Acolo cumva mă conectez și mai tare, mă relaxez, intru cumva în mood-ul de joc. Iar după cafea, termin cafeaua și mă duc cu o oră jumate înainte, mă duc la sală și îmi încep încălzirea și după aia intrăm în vestiar, încălzirea cu echipa și cele din urmă meciul. Și vedem ce se întâmplă. Exact. Și după aceea trebuie să existe un ritual și de după. Acolo depinde foarte mult dacă câștigi, dacă pierzi, dacă ai avut un meci bun. Dacă ai avut și un meci bun tu personal și echipa a câștigat, cum ar putea să arate acest ritual? De obicei, după ce câștigi și termin meciul, ești... Acum ne relaxăm, acum suntem fericiți, avem o zi în care putem să ne axăm un pic mai mult pe viața noastră socială, putem sta cu prietenii și din afara basketului, putem să fim mai apropiați de ei, să ieșim la un restaurant, să bem un pahar de vin și următoarea zi pur și simplu să te relaxezi acasă sau să ieși la o plimbare. Să-ți încarci bateriile exact, pentru ce urmează. Exact. Lucas, vorbeai de mese, de meniuri. Există vreo mâncare pe care obișnuiai să o mănânci când nu erai implicat în basket și pe care nu mai mănânci acum, tocmai pentru că știm cât de importantă este alimentația pentru un sportiv? Sau un cheat meal preferat. Exact. Întotdeauna ai fost grijuliu și ai ales bucatele din farfurie. Nu pot să spun că am avut un meal preferat pe care la care am renunțat după ce basketul a devenit mai serios. Tot timpul am fost destul de calculat cu ce mănânc. Tot timpul am putut mânca foarte mult pentru că mă îngraș foarte greu și este o luptă să pun kilograme în plus. E și vârsta, să știi, când o să ajungi la vârsta. Mi s-a spus, am mai auzit. Da, mai fac câte un cheat day, mai comand câteodată niște aripioare sau foarte, foarte rar câte un meniu de la... Dar în rest pot să spun că mănânc destul de echilibrat. Da, vezi, uite, e cu minte, ce să zic. Te respecti totul ca la carte, dar să știi că a fost un aspect și de obicei pe finalul emisiunii ajungem la treaba asta, dar nu vreau să mă leg acum.
de fiecare dată spui că ai o legătură așa cu zona asta de cafea. Ești pasionat de cafea sau pur și simplu e doar un tabiet? Sau ai ajuns la nivelul acela de stai că asta e din Etiopia și e un pic mai citrică și cealaltă e din Costa Rica și este un pic mai amară? Sau? Nu sunt chiar la nivelul acela, dar cred că mi se trage din familie. Mama este pasionată de cafea. Mie de mic mi-a plăcut mirosul. Gustul nu din totdeauna, abia de prin, cred că de prin clasa 9 a început să-mi placă gustul tot mai tare de cafea. Dar am o regulă foarte strictă, niciodată nu beau mai mult de 2 cafele pe zi. Pentru că nu vreau nici să ajung... Ar fi bine, dar să nu bei mai mult de 2 cafele pe zi. Mai arunci numai de la 3 metri. Exact, nici nu vreau să devin, să zic, dependent de treaba asta. Și nici am încercat o singură dată, cred că am băut mai mult de 2 și inima a început să bată cam tare și am zis ok, 2 este limita. Ai avut un foc la inimii, exact, și ai zis, lasă, că n-are rost. Dar o fac pur și simplu din plăcere. Îmi place foarte mult gustul și mirosul cafelei. Bun, poate îți descoperi o pasiune în zona asta, cine știe. Vedem ce ne prezintă viitorul. Exact, îți iei un espresor profesional și începi să faci nebunii. Sau să-și deschidă o cafenea, pentru că am mai văzut sportivi care după ce își termină activitatea se îndreaptă către zona aceasta de business. Corect, sunt multe pasiuni pe care putem să le găsim. Hai să ajungem și în prezent, Luca, și să-mi povestești despre momentul în care a trebuit să te transferi la CSO Voluntari. Cum a venit această ofertă? A fost o vară foarte interesantă. După ce am terminat sezonul cu Sibiul, m-am deconectat, am mers puțin în vacanță, iar după telefoanele au început să sune. Cred că din oră în oră ceva se schimba sau mă suna agentul, uite, am mai primit varianta asta, am negociat asta. Și eram destul de aproape să aleg o altă echipă și atunci a venit Voluntari pe fir. Mi-au prezentat planul lor de idei, mi-au prezentat rolul pe care îl voi avea în echipă. Cu Ionuț Georgescu i-au mai lucrat, știu de ce este capabil, iar împreună cu agentul și părinții mei am luat o decizie și am ales până la urmă Voluntari. Tu citești presa, Lucas? O să spun imediat de ce te întreb. Mai mult sau mai puțin? Mai mult sau mai puțin? Tipărită sau... Pentru că, uite, hai să nu te țin foarte mult în suspans. În momentul în care ai făcut pasul acesta la Voluntari, eu am avut curiozitatea să mă mai uit la reacțiile suporterilor și toată lumea spunea, înainte ca această mutare să se oficializeze, n-o să plece de la o echipă care joacă cu sala plină la una care joacă cu sala goală. Toată lumea era o ceartă acolo. De unde veniți voi cu informația? Deci o să-ți arăt după emisiune să vezi. Pune la proba contrarie. Dar cum a venit pentru tine, practic? În momentul în care ai decis să semnezi cu Voluntari, tu cu câțiva jucători de la Voluntari jucase la echipa națională. Mă refer la Badiu, care între timp plecase, și mai era și Toro, care este în continuare. A contat pentru tine faptul că vei întâlni niște băieți cu care jucase deja la echipa națională? Eu cu Roli am avut o legătură foarte bună încă de când am jucat împreună la Sibiu. Am fost 2 ani împreună acolo. Bineînțeles că l-am sunat și pe el și l-am întrebat care e situația, cum decurg lucrurile în acest club. Și după discuția cu el am decis că, într-adevăr, cred că chiar dacă numărul fanilor este mai mic, este un pas înainte și locul în care trebuie să fiu în următorii 2 ani. Și mergând așa pe hartă, că tot menționai, ai ajuns la Voluntari, alt oraș și mai departe de casă. Schimbarea asta cum a venit? Mult mai aglomerat decât Sibiul? Mult mai complicat? Am fugit destul de mult de București, tocmai din cauza faptului că este aglomerat. Oamenii sunt diferiți față de cei din Nord, sunt puțin mai reci decât cei din Nord. Poți să spui că sunt și mai răi, că e cazul, e ok, nu se supără nimeni. Dar, surprinzător, m-am obișnuit foarte bine cu orașul și cu aglomerația. Ok, lucrurile se întâmplă câteodată prea repede pentru mine, îmi place să take my time, dar în afară de asta, chiar pot să spun că m-am obișnuit bine cu orașul.
Și spuneai de Ionuț Georgescu, pentru că aș vrea să ajungem și la el. A fost garanția succesului pentru voluntari, a fost omul care a crezut cel mai mult în acest proiect și sprijinit, bineînțeles, și de autoritățile locale care iubesc basketul foarte mult la voluntari. A avut mână liberă să-și aleagă jucătorii și, bineînțeles, să facă această echipă care avea să ajungă și în cupele europene și o să discutăm și despre acest aspect. Tu mai lucrasei cu el, ați avut o finală de campionat, dacă nu greșesc, la Sibiu. Da, și o cupă câștigată. Și o cupă câștigată împreună. Practic, a avut și el mai mult de spus în aducerea ta, adică te-a luat puțin și la sentiment, dacă îmi permiți. Haide, Lucas, vino, că știi că noi am fost aproape, vreau să iau titlul aici, tu ești un om pe care mă bazez. Știa de ce sunt în stare, știa ce fel de om sunt. Eu știam ce fel de om este el și cu câtă seriozitate tratează toate problemele ce țin de club și de basket. Și nu aveam niciun motiv să nu am încredere în el pe partea profesională. Am o curiozitate vis-a-vis de faptul de cum ai văzut tu parcursul celor de la CSU Voluntari până să vii, pentru că cu destul de mult timp în urmă l-am avut pe Ionuț Georgescu aici când a început drumul la Voluntari și avea planuri oarecum realiste și modeste, dar lucrurile au evoluat destul de bine. A contat și treaba asta pentru tine? Cu siguranță. Să vă spun sincer, la începutul sezonului trecut nu m-am gândit că voi ajunge la Voluntari. Dar văzând pașii pe care i-au făcut, evoluția pe care au avut-o, marketingul pe care l-au avut și jucătorii pe care i-au adus, nu vedeam de ce să, la finalul sezonului, să nu iau în considerare până și Voluntari. Adică oamenii sunt profesioniști, avem toate condițiile, nu am de ce să mă plâng, chiar pot să spun că a fost decizia corectă. Și arzând aceste etape, căpătând experiență, bănuiesc că în momentul în care ai intrat într-un vestiar, cum este cel al Voluntarului, cu jucători din America, cu jucători cum erau cei din Lituania, a intrat un alt Lucas Tohatan decât puștiul care pășea pentru prima oară pe porțile sălii de la Timișoara, venit de la Baia Mare, nu? Da, aveam, bineînțeles că am mult mai multă încredere acum în mine decât atunci, doar că jucătorii din echipa actuală sunt jucători de mare valoare, cu istoric foarte mare și pot să spun că sunt foarte fericit că am ocazia să joc cu așa nume și să învăț de la așa jucători. Cu siguranță am intrat în vestiar. Problema a fost, în primul rând, că eu am venit mai repede, am fost convocat la lotul național și venisem abia după 2 săptămâni la echipă. Deja, cumva, echipa era un pic mai închegată decât fix la început și cumva a trebuit să-mi fac loc din mers. Dar colegii din nou m-au primit bine și am multe de învățat de la ei. Ce înseamnă, Lucas, pentru un jucător profesionist de basket să participe într-o competiție europeană? Asta a fost primul meu obiectiv. Am vrut să joc în Europa. Am mai jucat cu Sibiul, am văzut ce înseamnă, am văzut nivel, am văzut expunerea. Tot în FIBA Eurocup. Da, am văzut expunerea de care ai parte și asta m-a făcut să realizez că, mai dacă vreau să ajung la un nivel și mai înalt, ăsta e următorul pas. Știam că în momentul în care voi pleca de la Sibiu, mă voi duce la o echipă care joacă Europa. Asta a fost primul obiectiv. Îți dorești să faci pasul mai departe la un moment dat și către o echipă din afara țării? Da, cu siguranță. Care ar fi o țară unde ți-ai dori să activezi? Nu pot să spun că am o țară țintă. Mi-ar plăcea foarte mult, bineînțeles, de la Spania, la Germania, Italia, Belgia. Cam astea sunt țările la care eu m-am gândit. Dar la o experiență peste ocean te-ai gândit vreodată? Nu am fost. Sunt un mare fan al basketului de peste ocean, NBA și așa mai departe, doar că nu am simțit niciodată dorința nebună de a merge la college acolo sau la liceu acolo. Am fost un pic mai axat pe partea de Europa. Uite, sezonul trecut ai fost al treilea marcator după Uță și Moldovan, după Vlad Moldovan, bineînțeles.
Ce se va întâmpla în sezonul viitor? Poți să egalezi, să depășești această performanță, mai ales că vei avea parte și de ajutorul unor jucători fabuloși despre care spuneai mai devreme? Situația este puțin diferită, având în vedere că la Sibiu aveam un puțin alt rol. Aveam mai multe mingi pe mână. Aici, având jucători foarte buni și foarte de calitate, trebuie să împart mingea cât mai mult, să îi pun cât mai mult pe ei în evidență și atunci rolul meu se schimbă. Dar cu siguranță, de la meci la meci, încerc să am cea mai bună prestație posibilă. Dar nu ți-a puțin din presiune poziția nouă pe care o ai de la voluntari, faptul că nu tot jocul se învârte în jurul tău și că ai atâția jucători de valoare care te pot oricând ajuta și pot lua această presiune de pe umerii? Tot timpul am simțit că presiunea este ceva benefic pentru un jucător. De obicei este bine să simți presiune, te face să muncești mai mult, te face să dai mai multă energie și cumva am încercat de fiecare dată ca presiunea să o transform în ceva foarte pozitiv în meciurile mele și în antrenamentul meu. Care ar fi, Lucas, după părerea ta? Pentru că tu ești foarte tânăr și cumva cred că ți s-a conturat ideea asta în cap și cei de acasă poate ne ascultă cu interes și din partea asta. Care crezi tu că ar trebui să fie calitățile principale pe care să le aibă un copil care vrea să ajungă la performanțe cel puțin la fel de bune ca ale tale până acum? Trebuie să fie destul de calculat. Cred că calculat și modest, cred că sunt principalele chestii pe care trebuie să le ai. Bineînțeles, de acolo pleacă orele de muncă pe care trebuie să le ai. Trebuie să fii mereu respectuos față de jucătorii mai mari, pentru că cumva ei conduc echipa, ei îți oferă mingile în timpul jocului și ei îți oferă și informațiile pe care tu probabil încă nu le știi, fiind copil. Și cu siguranță perseverența. Există vreun meci din cariera ta, pornind de la Baia Mare până la voluntari, a cărui curs ai vrea să-l schimbi? Un meci care te tristă amintire, pentru că de obicei ne dorim să schimbăm ceea ce nu ne-a ieșit, care ți-a rămas în minte și ai considerat că dacă ai dat timp înapoi, ai putea să modifici istoria acelei partide? Mi este foarte greu să răspund la întrebarea asta, pentru că cred că fiecare moment din viața noastră, la final, ajunge să ne contureze pe noi ca și oameni. Și nu cred că a schimbat ceva anume. Da, cu siguranță am avut meciuri proaste sau am avut meciuri pe care regret nespus că le-am pierdut, ca și cum ar fi fost seria de meciuri din finala când am fost cu Sibiu în play-off. Și am pierdut finala. A fost dureros. Doar că toate aceste momente m-au conturat pe mine ca și om și nu aș vrea să schimb această treabă. Luca, spune-mi un pic care sunt obiectivele tale pentru, nu neapărat pentru ce urmează ca timp scurt, pe perioadă scurtă de timp, ci așa, în cariera ta. Tot timpul obiectivul meu de când am fost junior a fost să ajung să joc basket la un nivel cât mai înalt posibil, de care eu sunt capabil. Încă nu mi-am dat seama exact care este cel mai înalt nivel la care eu sunt capabil să joc, dar știu că mai este loc de improvement, mai este loc de mai bine. Și cu siguranță îmi doresc, cum v-am mai spus, să ajung să joc în Europa la o echipă cât mai recunoscută. Așa să fie, Lucas. Și am ajuns și la momentul în care vorbim și despre pasiunile pe care le ai. Ce faci, Lucas, în timpul liber, cu puținul timp liber pe care l-ai aici la voluntari? Depinde foarte mult de zi și depinde de cât de grele au fost antrenamentele din ziua respectivă. Îmi place foarte mult să mă duc la un restaurant bun, să mănânc ceva mai ieșit din comun. Știi deja despre pasiunea mea despre cafea, cu siguranță se numără o cafea bună la o oră potrivită, este extraordinară. Seara, de obicei, de la uitat la seriale, la filme, de citit cărți, la chiar și o joacă pe PlayStation cu colegii, ori de echipă, ori prietenii apropiați. Exact, e cinstit și acest timp liber. Și călătoriile, că spuneai că îți place și latura aceasta? Până la urmă, cui nu-i place să călătorească? Mai găsim, să știi, ai fi surprins, da. Este pur și simplu vorba de timp. Dar vara, tot timpul, după ce termin sezonul,
cam 2 săptămâni sunt ale mele, mă duc să mă plimb, mă duc la mare, iar după aia ușor, ușor reintru în pregătire. Și care ar fi o destinație unde ți-ai dori foarte tare să ajungi? În vacanță? Cred că ar fi... Columbia. Nu. Cred că Punta Cana, cred că acolo mi-ar plăcea cel mai tare să mă duc. Bun, așa să fie și să te duci iarna ca să pleci de aici, de la frig. Îți mulțumim tare mult, Lucas, că ai fost alături de noi. A fost o plăcere și multă energie pozitivă astăzi, nu-i așa, Ionuț? Bun, s-a terminat timpul nostru, ca de obicei a fugit foarte repede. Noi încheiem aici, rămâneți cu Metropola TV. O seară frumoasă tuturor!